O firmă din Coreea de Sud plătește $75.000 la nașterea unui copil. Da, ai auzit bine. Coreea de Sud stă rău de tot pe natalitate, cel mai rău din lume. A speriat copiii, le-a dat în spaimă. Cu o rată de 0,78 de nașteri pentru fiecare femeie în 2022. Dincolo de situația agravantă din Coreea, statisticile astea sunt puțin bizare, sincer. Drumul bizar. Față de realitatea din teren, pentru că o femeie nu are cum să nască de 0,78 de ori. Cum vine asta? $75.000 pentru un copil și se vor plăti bani retroactiv celor care au făcut copii din 2021 încoace. Angajaților cu 3 copii li se vor oferi $225.000 sau locuințe închiriate cu condiția ca guvernul să pună la bătaie terenul pentru construcție. Acum zici că nu e rău, $75.000 pentru un copil nu e o sumă de colea. Dar ia gândește-te că la noi în țară te costă €120.000 la minim să crești un copil până la 19 ani. În Coreea de Sud, traiul e mult mai scump, de unde și scăderea asta dramatică a natalității. Dar dacă vreo firmă din România ar da $75.000 pe familie născătoare... Copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, 11, suntem vreo 9 inși. Păi da, ne-am face 25 de milioane într-un an de zile.